Instanțele din Gorj sunt sufocate de sute de cereri de liberare condiționată. Marea eliberare a deținuților din penitenciare ia amploare. Odată cu modificările aduse legii eliberării, mai multe persoane au scăpat de detenție. Din penitenciarul din Târgu Jiu au plecat deja aproape 70 de deținuți, iar zilele următoare alte persoane aflate în detenție deocamdată vor fi eliberate. Dacă lucrurile decurg în acest ritm, penitenciarul din Târgu Jiu ar putea rămâne cu un număr extrem de redus de deținuți. La finalul lunii trecute a intrat în vigoare un act normativ care a adus completării unei legi privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal. Pentru fiecare 30 de zile de custodie în condiții necorespunzătoare, deținuților li se consideră executate suplimentar 6 zile din pedeapsa aplicată. În urma modificărilor aduse la lege, zeci de deținuți au scăpat de cătușe și au plecat acasă. Numărul solicitărilor a crescut alarmant după ce a intrat în vigoare legea. În perioada 20 octombrie-13 noiembrie au fost puși în libertate 66 de deținuți din penitenciarul Târgu Jiu. Dintre aceștia, 47 au beneficiat de liberarea condiționată ca urmare a aplicării legii 169, lege care a adus modificări și completări legii privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal. Astăzi urmează să fie puși în libertate alți 18 deținuți, care au fost analizați în Comisia de Propuneri pentru Acordarea Liberării Condiționate și pentru care instanța judecătorească a hotărât punerea în libertate. În prezent, în penitenciarul din Târgu Jiu se află încarcerate 400 de persoane.